Nu lăsa toamna să treacă fără să faci măcar o dată galete cu mere. Este desertul excelent, ușor și rapid de făcut, gustos și sănătos. Decojești 5 mere de dimensiune medie sau 3 mere mai mari. Le tai pe din două, le scoți cotorul și le tai felii de dimensiune medie. Adaugi o linguriță scorțișoară, o lingură de stevia și amesteci bine cu ambele mâini până când toate merele sunt învelite în scorțișoară și stevia. Pui 250 de grame de făină într-un bol generos. Eu folosesc făină de la nota11.ro. Adaugi o lingură de stevia, o linguriță esență de vanilie, 75 ml de ulei, 100 de ml de apă și amesteci ingredientele ajutându-te de o furculiță. Ulterior frămânți aluatul cu mâna până acesta devine omogen. Îl transfer pe masă, pe hârtie de copt și îl nivelezi ușor. Acoperi cu hârtie de copt și nivelezi aluatul cu ajutorul unui sucitor. Îndepărtezi hârtia de copt de deasupra și presar 3 linguri de pesmet, 50 de grame de nuci pecan le toci mărunt cu ajutorul unui cuțit și le presar peste aluat și peste pesmet. Adaugi deasupra merele tăiate felii, una după alta, sub formă circulară, lăsând două degete de aluat de la marginea acestuia. Întorci aluatul peste mere, de jur împrejur, transferi în tava cuptorului și bagi la copt pentru 30 de minute la 175 de grade. Servești cald sau rece, simplu sau cu înghețată. Pentru mai multe rețete, abonează-te canalului de YouTube și pornește notificările.